internaționale, că există un proces de comunicare care este cerut prin lege și că primiseră răspunsuri din partea Greciei și în ceea ce privește comunicarea, se furnizaseră elemente și se așteptau documente care să liniștească pe toți cei îngrijorați de impactul acestui tip de extracție. Și am să fac trimitere la documentele la care mă refer când ajungem la raportul scris. Cei din partea companiei ne-au indicat costul și calendarul, termenul de timp pentru intervenție, în caz de intervenție, și de asemenea beneficiile care vor beneficia localnicii și toată regiunea în sens mai larg. Cred că acestea sunt elemente care nu ar trebui subestimate, pentru că sunt importante. În cursul discuțiilor noastre cu autoritățile locale și cele naționale, am examinat de asemenea chestiuni care fuseseră menționate în diverse petiții. Una mai ales se referea la la o fermă eoliană din Dobrogea. La un parc eolian din Dobrogea. Aici autoritățile ne-au exprimat justificările lor strategice care susțineau amplasarea acestui parc eolian pe teritoriul respectiv. Întrebările din această petiție se refereau la respectarea cerințelor din legislația națională și din legislația comunitară. Pentru că există un tip de... există o oarecare cantitate de emisii de dioxid de carbon care trebuie să fie păstrate la nivelul minim permis de legislația comunitară. Deci acesta este parcul eolian din Dobrogea, care are 400 de unități, 400 de turbine individuale. Date fiind informațiile primite de la autorități, se pare că nu există motive reale de îngrijorare și deci nu există o justificare reală pentru preocupările, pentru îngrijorările exprimate. Sigur că în această fază de punere în aplicare a proiectului trebuie să facă obiectul unor verificări periodice și trebuie să se monitorizeze în continuare situația pe măsură ce activitatea se desfășoară. Pentru că acest parc se construiește, este în curs de construcție. Un alt punct de interes special pentru noi, unde am cerut informații din partea autorităților, a fost acela al câinilor. Cailor sălbatici. Dar aceasta a fost o chestiune marginală. Și informațiile pe care le-am primit ne-au clarificat faptul că animalele care apăruseră, caii care apăruseră în petiții ca fiind sălbatici, de fapt erau deținuți de persoane private care le permiteau să fugă liber. Și conformitate cu informațiile primite de la autoritățile naționale, îngrijorările petiționarilor se refereau de fapt la chestiuni care țineau de responsabilitatea proprietarilor acestor animale. Chestiune care este reglementată prin legislația națională. La sfârșitul acestei vizite ne-am continuat vizita la Roșia Montană, unde ne-am întâlnit cu petiționarii.
Ne-am întâlnit cu aceștia la sediul Parlamentului European în România și petiționarii au deplâns în primul rând lipsa unei comunicări clare. Ei ne-au spus că au existat probleme, autoritățile naționale nu le-au trimis informații, nu au fost implicați cetățenii atunci când ar fi trebuit. Am văzut de asemenea un film, un clip video în care petiționarii ne-au repetat convingerea lor că nu au existat evaluări adecvate care să ia în considerare toți factorii de risc pentru acest proiect și se cereau informații, ne-au cerut informații suplimentare, iar informațiile furnizate de către autorități și garanțiile furnizate de către autorități au fost considerate insuficiente de către petiționar, date fiind riscurile implicate. Petiționarii au spus de asemenea că e nevoie de evaluări suplimentare pentru a verifica dacă sumele alocate pentru eventuale probleme sunt într-adevăr suficiente. Și sigur că garanțiile fac obiectul unor autorizări finale. La sfârșitul acestei întâlniri, ne-am întâlnit de asemenea și cu câțiva reprezentanți, tehnicieni, experți, care nu se aflau pe programul nostru inițial, dar care veniseră să vorbească cu noi și din motive de timp nu am putut să îi ascultăm așa cum se cade și le-am sugerat să transmită informațiile în scris pentru că acestea se poate fi adăugate la dosar. Cred că ieri sau alaltă ieri aceste informații au fost primite. N-am reușit încă să le parcurg în detaliu, dar acestea sunt informații care au fost adăugate la dosar și care vor fi, sigur, reflectate în forma finală a raportului. Acest lucru va avea un efect asupra deciziei privind nivelul garanțiilor și pericolul pus de utilizarea cianurii în extracția de aur în acest tip de activitate de minerit. La sfârșitul acestei părți a vizitei noastre, care a avut loc seara, unii dintre colegi au avut încă o reuniune informală cu unii dintre petiționari în decursul serii și apoi le-am cerut informații suplimentare. În ziua următoare, 25 noiembrie, ne-am îndreptat atenția către un subiect diferit. Și am făcut o excursie în regiunea Babadag. Este o zonă care apare în petiția 110 din 2008 și unde se construiește un alt parc eolian. Se spune aici că zona învecinată ar fi poluată, zona care intră în rețeaua Natura 2000. Petiționarii au contestat riscurile pe care acest parc eolian le va aduce cu sine,
spunând că acesta va dăuna florei habitatului natural din această zonă și și-au exprimat temerea că acest lucru ar putea să ducă la sărăcirea regiunii, afectându-i caracteristicile speciale. Conform petiționarilor, urmau să existe aproximativ 4.000 de turbine, dintre care 1.500 ar fi fost amplasate în zone aflate la marginea siturilor Natura 2000. În decursul vizitei noastre la fața locului, am putut să vedem și noi zona respectivă și zona în stadiul său actual. Și am văzut că aceasta este o zonă în care nu există nici un fel de activitate umană, de fapt. Pe baza dovezilor din partea a doi dintre petiționari, care au exprimat îngrijorări cu privire la pădurea de acolo, spunându-ne că acesta este o zonă de valoare, valoroasă din punct de vedere natural. E bine, în cursul vizitei nu am putut să vedem întreaga zonă. Așadar, conform petiționarilor, compania care construiește Parcul Eolian și o agenție responsabilă pentru studiile și pentru evaluările la fața locului și pentru evaluările necesare prin cadrul de reglementare, ei bine, există un raport care se spune că nu a fost elaborat în mod corect și obiectiv. Deci rezultatele din acest raport nu sunt corecte și nu sunt obiective. Verificările făcute de autorități. Ei bine, eu personal am invitat pe petiționar să ne furnizeze documentația care să susțină afirmațiile lor. Pentru că noi, în Comisia pentru Petiții, vrem să răspundem dorințelor cetățenilor, dar înainte să putem cere măsuri, trebuie să ne asigurăm că cunoaștem pe deplin informațiile existente. Așadar, pe 25, după amiaza, după ce am încheiat această vizită, am fost la Constanța, unde ne-am întâlnit cu prefectul, cu președintele Agenției Regionale de Mediu, administrator din Agenția de Mediu din Galați și Constanța și Tulcea, și aceștia ne-au confirmat faptul că au aprobat amplasarea acestui parc eolian și reprezentanții de acolo ne-au spus că niciuna dintre instalații nu fusese construită fără să se fi obținut permisul de construcție necesar. Ne-au asigurat că totul s-a făcut respectând legislația națională și cu dispozițiile, de asemenea, respectând dispozițiile din legislația europeană. De asemenea, am primit informații și documente cu privire la studiul de impactului de mediu. Acest parc eolian făcuse obiectul unei evaluări privind impactul strategic. Toate aceste evaluări avuseseră rezultate pozitive. Apoi am primit o serie de informații cu privire la planurile de proiect, unde se observaseră devieri de la legislația națională sau cu legislația europeană și autoritățile ne-au spus că unde observaseră acest lucru nu acordaseră permisul și dimpotrivă ceruseră demolarea instalațiilor respective. Deci ne-au prezentat și această informație pentru a își susține poziția, și anume că au fost luate toate măsurile
pentru a se respecta legislația națională și europeană. În după amiaza zilei de 25, delegația noastră și-a continuat vizita și am examinat câteva chestiuni adăugate la program. Gazdele române s-au întâlnit cu reprezentanții Comisiei pentru Petiții în cele două camere ale Parlamentului European, ale Parlamentului Român. Am putut să avem un schimb de opinii cu colegii noștri de acolo, să discutăm cu omologii noștri din Senat și din Camera Deputaților. A fost un exercițiu foarte util și ar trebui, am plecat de acolo cu gândul că ar trebui să consolidăm legăturile dintre noi și comisiile din Parlamentul Român pentru a ne asigura că avem niște căi prin care informațiile să treacă între noi mai repede și mai într-un mod mai eficace. Am sugerat posibilitatea unui acord informal între președinții comisiilor pentru ca cooperarea noastră să devină mai eficientă. De asemenea, în decursul vizitei noastre la Parlamentul Român, ne-am întâlnit cu ombudsmanul român, avocatul poporului. De asemenea, am făcut schimb de opinii, de experiență, la fel și cu autoritățile naționale, pentru că e interesant să compari activitatea ombudsmanului român cu cea a ombudsmanului european. Am discutat, de exemplu, despre protecția chestiunilor legate de familie și de activitatea în domeniul adopțiilor, ocazie care ne-a dat posibilitatea să adresăm întrebări importante legate mai ales de adopții care au ajuns în fața Parlamentului Român. Am avut mai multe petiții în acest domeniu care se leagă de mecanismul adopțiilor din România. Am discutat în comisia noastră de mai multe ori acest lucru și opinia noastră a fost că Parlamentul Român... știm că Parlamentul Român elaborează acum... lucrează la actualizarea legislației care este destul de veche și persoana responsabilă din partea română ne-a confirmat că s-a adoptat acum o nouă lege care acordă atenție sporită protecției copiilor și care pune mai mult accentul pe protecția copiilor, introducând mecanisme de control de la caz la caz, incluzând și sancțiunile adecvate care să fie declanșate automat. De asemenea, ni s-a spus că voința politică există de partea guvernului român pentru a nu deschide acest sistem pentru adopții internaționale. Aceste lucruri ne-au fost prezentate ca o cerere față de autoritățile din România, dar ne dăm seama că aici deja e o zonă care ține de competența națională și aici nu e posibil să intervenim direct. Cu toate acestea, am primit informații din partea serviciilor relevante care ni s-au părut un progres față de situația dinainte. Am avut așadar ocazia să spunem că poate a venit momentul să se regândească sistemul care se aplică adopțiilor internaționale și am indicat faptul că această chestiune se bucură de interes în comisia noastră. Per ansamblu, această vizită de două zile a fost foarte intensă
și ne-a dat ocazia să colectăm informații suplimentare. Am primit de asemenea documente foarte utile și în orice caz, cred că este întotdeauna foarte bine, cel puțin ca valoare simbolică, să mergi pe teren și să vezi care este situația, să primești informațiile de la oamenii de acolo. Autoritățile din România știu acum că ne interesează situația de acolo, petiționarii la fel știu că ne interesează situația lor și ne gândim acum la anumite acțiuni ulterioare.